Am revenit în studioul Iași TV Live. Discutăm în continuare despre evenimentele care au loc odată cu împlinirea 10 ani de către Centrul Urban de Inițiative Bune, CUIB. Acest restaurant atipic, aș putea spune, în Iași, care adună în jurul lui valori, oameni care au o grijă mare pentru ceea ce înseamnă mediul în care trăim și mai ales să avem grijă de planetă cu toții. Asta își doresc cei care susțin acest centru urban de inițiative bune, CUIB. Înainte de pauza de publicitate, discutam cu invitata mea, Cristina Căpitănița, membru al Asociației Mai Bine și administrator CUIB, despre ce înseamnă activitatea pe care CUIB o are în Iași, dar și ce putem face noi ca să înțelegem activitatea voastră și să fim cumva pe aceeași lungime de undă. Ne spuneai și despre evenimentele care au loc și sâmbătă aceasta, iată, putem fi mai buni de Crăciun, ca să merg așa pe un șablon, dar chiar putem contribui cu mult. Ce mai puneți la cale în aceste 10 zile pentru cei 10 ani de CUIB? Dacă ieri am sărbătorit Ziua Internațională a Pământului, Terra Madre Day, împreună cu prietenii de la Slow Food Iași, unde am realizat un bufet și unde am petrecut împreună cu comunitatea ieșeană, în seara asta vom invita publicul ieșean până la ora 20:30, deci oricând se poate trece, 20:30, să cunoască producătorii locali din Iași, împreună cu magazia Morăriței, cu Tot Normal, producător de salate, împreună cu tăiței grădinărești și alți producători din România. Ne vom întâlni la CUIB și vom degusta din produsele lor și vom face cunoștință cu ei. Mâine seară continuăm cu asociația, împreună cu asociația Free, vom viziona filmul românesc documentar Natura Umană, despre industria cărnii și despre suferința animalelor. După film vom servi câteva gustări vegane, bineînțeles, și vom avea discuții pe marginea filmului. Miercuri, personal vă invit cu mare drag la o nouă ediție Disco Soup. Disco Soup este o mișcare internațională unde ne adunăm pe ritmuri de muzică disco, tăiem legume și le curățăm. Colegii din bucătărie prepară două supe și după ne așezăm cu toții la masa convivialității și mâncăm împreună legumele pe care le-am preparat, supele din legumele pe care le-am preparat. Este unul din evenimentele cele mai dragi mie, pentru că tot atunci vorbim și despre risipa alimentară și asociația Mai Bine, în baza legii anti-risipă, colectează alimente de pe rafturile supermarketurilor care urmează să expire și iată că și sub această formă reușim să evităm ajungerea unor produse în stare extraordinar de bună la groapa de gunoi. Deci miercuri de la ora 5 vă aștept la Disco Soup. Joi continuăm cu lansarea Free Shop-ului, dacă avem înăuntru, dacă avem în interiorul CUIB-ului magazinul aproape zero deșeuri, joi vom lăsa și un raft de lucruri gratis. Oricine va dori să aducă ceva ce nu mai este de folosință, îl pot lăsa acolo și oricine găsește ceva pe acel raft care este de folosință, îl va putea lua fără niciun cost. Și alături de prietenii de la Redu vom lansa acest magazin, raft, mi-e greu să-i zic magazin pentru că nu vei cumpăra nimic. Continuăm vineri. Vineri vom închide de fapt de la ora 18 CUIB-ul și vom sărbători în liniște la sediul asociației toți angajații de la CUIB, pentru că și colegii noștri și noi avem nevoie de o mică pauză și să ne sărbătorim și noi pe noi. Punem foarte mult preț pe vorba nu poți face bine dacă tu nu ești bine, așa că vineri, sub îndemnul
nu știu, alege să faci ceva cu cineva drag, noi vom închide cuibul. Dar, sâmbătă, ne vom reîntâlni la cuib, unde vom marca Ziua Solidarității cu pizza solidară cu prietenii de la Fundația Emmaus, unde vor veni să povestească despre tot ceea ce fac ei pentru oamenii străzii. Este prima fundație din România care fac mai mult, merg cu un pas mai mult în ajutorarea oamenilor străzii, în ideea în care dacă sunt alte asociații sau alte organizații care dau de mâncare oamenilor străzii, care îi ajută dacă au probleme de sănătate, ei bine, cei de la Emmaus iau la ei la sediu, le oferă o reședință, îi ajută cu întocmirea actelor și îi învață o meserie și sunt acum foarte mulți companioni care au fost pe străzi acum ceva vreme și acum au casa lor, familia lor, copiii lor. Și un loc de muncă. Și un loc de muncă doar prin suportul Fundației Emmaus. Eu de asta zic că ce fac oamenii ăștia este extraordinar. Și ei au și la buticul Emmaus, magazinul lor second hand, este acum, nu știu, e bazarul Crăciunului. Găsești absolut tot ce ai nevoie dacă vrei să-ți ornezi casa sau dacă vrei să cumperi un cadou și gândește-te că banul respectiv ajută și o persoană în nevoie. Iar duminică, duminică o să fim mai matinali și o să povestim despre fair trade, despre cafeaua fair trade, despre ciocolata fair trade. Colegul nostru Elvis, a.k.a. cel visător, ne va pune muzică pe viniluri, iar doamna Mihaela Tatiana Ullman, care este un expert cofetar, ne va pregăti și vom face împreună atelier de bomboane de ciocolată cu cacao fair trade și alte mici surprize. Așa că oricine este binevenit, duminică de la ora 10 dimineața. Deci duminică, bun. Toate evenimentele sunt pe paginile noastre de social media sau cu un telefon la cuib puteți afla mai multe detalii, puteți rezerva loc. Da. Aș vrea să punctăm puțin ceea ce spuneai despre cafeaua și cacaoa fair trade. La ce te referi? Poate sunt care nu cunosc conceptul. Certificarea fair trade asigură consumatorul că pe lângă gustul bun al cafelei, cei care lucrează pe plantații au o asigurare medicală, faptul că nu sunt copii minori care lucrează pe plantații de cacao, ceea ce este un lucru foarte des întâlnit în afara acestei certificări, copiii nu sunt așadar exploatați, oamenii primesc salarii decente și prețuri corecte, sunt și acele cooperative care asigură dacă prețul cafelei se schimbă în funcție de fluctuațiile de pe piață sau în funcție de alți factori externi, muncitorul nu va suferi, el va primi același salariu. Practic asigură o viață decentă, așa cum ar trebui să aibă toți oamenii, celor care lucrează pe plantații și care sunt cei mai vulnerabili. Iar noi la cuib oferim doar cafea de specialitate și cafea fair trade. La fel și ceaiuri fair trade. Asta vine așa în ideea că, de exemplu, în confecții, știu că spuneai la un moment dat, e și acesta un subiect pe care vă preocupă. Salariul pentru un trai decent mai bine face parte și din mișcarea globală, rețeaua internațională Clean Clothes Campaign, haine curate s-ar traduce. Suntem membri și milităm foarte mult pentru ca cei care lucrează în industria modei, la fel ca și cei care lucrează pe plantații în industria de cafea și de ceaiuri, să fie tratați corect și să nu li se pună viața în pericol. Da. Da, adică e important că aveți atenție atât asupra mediului, cât și asupra ceea ce se întâmplă. Acoperim și, da, și partea, asociația Mai Bine e o asociație care are așa o viziune a unui viitor sustenabil din punct de vedere just social și sustenabil din punct de vedere etic. Și da. Până la urmă, focusul sunt oamenii. Natura suntem noi. Și asta mi se pare mie destul de amuzant. Tot timpul ne gândim amuzant sau întrebător. Vorbim de natura ca ceva, trebuie să protejăm natura, ne disociem așa un picuț.
Dar natura suntem noi. Când tăiem un copac, ne facem nouă rău. Când alegem să consumăm excesiv și să producem foarte multe deșeuri care ajung la groapa de gunoi, tot asupra noastră se vor revărsa cu probleme de, nu știu, respirație, poluarea ne afectează pe noi în primul rând. Da, deci ar trebui, dacă am reușit să ne imaginăm și să înțelegem acest lucru, că natura suntem noi, având mai mult grijă de ea, vom avea mai mult grijă de noi și de copii și de generațiile următoare. Să o privim ca parte din noi și atunci cu siguranță vom acorda mai multă atenție. V-ați gândit să vă dezvoltați, poate la nivel național? Am primit întrebarea asta la fiecare aniversare, o primim așa din ce în ce mai des. Da, am fost întrebat, cred că când vom apărea în București, când vom apărea în Cluj, dar momentan, neavând și sprijinul autorităților locale sau neavând sprijinul, nu știu, statului, care să ajute întreprinderile sociale, să aibă măcar anumite beneficii, ne este foarte, foarte greu. Momentan suntem mai mult decât copleșiți de tot ceea ce se întâmplă acum, și într-un sens bun, de tot ceea ce se întâmplă acum la CUIP, ca să ne putem imagina. Suntem o mână de oameni la Asociația Mai Bine și la CUIP și la REDU și capacitățile noastre sunt deja atinse și depășite. Da. Și spuneați, cu toate astea, o mână de oameni reușește să câștige premii internaționale. Poți să ne spui mai multe despre asta sau ce premii aveți în prezent obținute? Anul acesta am fost împreună cu colega mea Anca în Barcelona, unde iarăși în cadrul unui concurs internațional în care au participat 22 de țări europene, CUIP-ul a luat primul loc pentru tot ceea ce face, pentru în cadrul rețelei Edible Cities, orașe comestibile. CUIP-ul a demonstrat prin tot ceea ce face aici în Iași că merită locul 1. Și aici mă refer la tot ceea ce am povestit până acum. La hrana pe care o oferim, la felul în care este gestionat tot restaurantul, în ideea în care noi resturile alimentare nu le trimitem la groapa de gunoi. Resturile alimentare sunt puse în două fracțiuni, cele compostabile, care merg și facem compost și ajutăm astfel în modul cel mai fertil grădinile urbane unde cultivăm legume, deci hrănim pământul cu resturile vegetale, iar resturile alimentare ce rămâne pe farfurie în puținele cazuri în care nu se mănâncă tot, sunt hrană pentru animale, pentru animalele celor de la Fundația Emmaus. Da, și cu tot ceea ce facem noi acolo, cu toate principiile CUIP, am reușit să obținem această recunoaștere. Au participat țări, Austria, Germania, Spania, Islanda, adică țări din civilizate, civilizate în ideea în care țări din vest, pe care noi nu le mai vedem ca țări producătoare, ci țări care deja sunt la un alt nivel economic, la o altă bunăstare, țări mai dezvoltate. Au participat și da, au fost cu toții impresionați de ceea ce reușim noi să facem la CUIP. Ați pus și România pe hartă cu ocazia Am pus asta. Și România pe hartă, da. Și au fost mai multe premii, sunt mai multe, dar cred că important este să conștientizăm noi aici și să ne oferim nu știu, ne-ar plăcea foarte mult ca autoritățile locale, de exemplu, să susțină inițiativele noastre și să încurajeze și alte industrie asemănătoare, alte business-uri asemănătoare, uh-huh, să ne ia exemplu, da. Păi chiar asta voiam să vă întreb, dacă crezi că e posibil ca și alții să preia acest model cu riscul unor pierderi, până la urmă, financiare? Cu siguranță. Și o pot face și fără riscul, la pași mici inițial și fără riscul pierderii. Adică putem cu toții să punem să avem un compostor micuț și chiar dacă nu reușim să compostăm tot ce produce, toate resturile vegetale pe care le consumă restaurantul, o mică parte pot fi convertite în hrană pentru pământ. Și aici nu ai nevoie de un cost mare, sunt compostoare electrice, sunt compostoare care costă și 300 de lei,
lente pe care le poți composta, le poți folosi și ca persoană fizică, dacă ai un teren, dacă locuiești la casă, și pot fi depozitate în oriunde și sunt foarte, foarte sigure. Da, putem să începem așa la pași foarte mărunți. Putem să începem să nu mai oferim tacâmuri de unică folosință. Noi tot timpul am anunțat de la bun început că nu oferim. Ne imaginăm că undeva unde persoana respectivă și-a comandat mâncarea se găsește o lingură sau o furculiță, sau poți să-ți comanzi un burger sau altceva care nu necesită tacâm. De cele mai multe ori acele tacâmuri vin fără să fii întrebat, fără să ai nevoie. Cred că sunt mulți din spectatorii din această seară au acasă un raft plin de acele tacâmuri. Da, și putem începe la pași cu pași foarte, foarte mici. Putem să începem să căutăm furnizori, pentru că asta este un lucru foarte important. Furnizori locali, putem, dacă avem un magazin, putem să alegem ca măcar o mică parte să nu mai fie produse chimice realizate de mari companii care știm bine că poluează foarte mult mediul, și să alegem să susținem un business local de la un producător local care face un săpun sau orice altceva cu ingrediente prietenoase cu mediul. Exemple sunt foarte multe. Iar cât privește bucătăria, acolo cum putem să schimbăm puțin abordarea astfel încât să evităm impactul asupra planetei când consumăm? Colaborând cu producătorii locali ai și beneficii, pentru că stabilești o relație de prietenie și de încredere și pentru că ei sunt dispuși să continue munca cu tine și sunt dispuși să învețe și ei din lucrurile pe care le spui tu și să se plieze nevoilor noastre, noi refolosim lăzile pe care le aduce producătorul local, le dăm înapoi la următoarea livrare, deci nu ajung, vorbim de atacămuri de unică folosință, nu să lăzi de unică folosință, care sunt cu milioanele și milioanele în industria Horeca. Vine cineva cu o ladă de pătrunjel sau îți cumperi tu din supermarket și pe aia o arunci, care e plastic, e plastic masiv. Da, am avut colaborări, de exemplu ne cumpăram de la un producător local germeni și acele microplante și am reușit să-l convingem ca caserolele în care ne livrează nouă să fie refolosite pentru noi. Da, deci asta spuneam, că e nevoie de timp investit și e nevoie de un dialog inițiat. Odată ce explici omului și încerci cumva să-i arăți și avantajele pe care le-ar putea avea, lucrurile sunt pe jumătate făcute. Da, noi în bucătăria noastră, așa cum am zis, nu cumpărăm semi-preparate, adică năutul îl fierbem noi și toate acele ingrediente, tahini, îl facem noi din semințe de susan, sosurile, oțetul balsamic e pregătit de murăturile, ni le facem noi, că acum suntem în sezon murăturilor, murăturile ni le facem noi, dulcețurile ni le facem noi, încercăm să menegerăm orice rest de, dacă avem, nu știu, un kilogram de ceapă pe care nu-l putem folosi în următoarea perioadă, îl murăm. Dacă avem câteva fructe rămase, se fac imediat câteva borcane de dulceață și încercăm să limităm pe cât posibil risipa alimentară de orice fel. Și venim vorba despre bucătărie, ce găsim la cuib de mâncare? La cuib găsim în continuare de 10 ani de zile borșul cuib, care e deja foarte cunoscut și mai toți cei care ne trec pragul ne zic în continuare că ăsta e borșul ăla de la mama. Nu, când zici borș în Iași, zici cuib. Avem burgeri vegani, avem cu burgerul realizat de noi din sfeclă roșie, din năut, din morcov și se apropie foarte mult de textura cărnii pe care o caută anumite persoane. Avem taco un pic altfel, avem curry, orez cu curry, avem supe cremă, în fiecare zi se schimbă supa cremă și este mereu proaspătă. Avem dulciuri, e un meniu destul de diversificat. Cel mai apreciate produse acum, cel mai apreciat fel de mâncare acum sunt pastele noastre faimoase cu chifteluțe vegane și le avem în sos roșu și în sos alb. Avem un sos caju realizat de colegii noștri din bucătărie pe care
care e foarte cerut și foarte apreciat. Ce este foarte important la cuib e să știi că aproape zi de zi avem o noutate a zilei sau o specialitate a zilei, tocmai pentru a evita risipa alimentară. Și colegii din bucătărie, care sunt Robert, Alexandra, Andreea, Raluca și Jean, care sunt foarte creativi, imediat vin cu o rețetă extraordinară și, nu știu, se întâmplă ca într-o zi, dacă vii la noi, să vezi că avem 3 porții din vânătă făcută nu știu cum și... Da, încercăm să facem... Deci e diversitate, este foarte multă mâncare, diversă și sănătoasă. Și atunci când trecem pragul restaurantului Cuib, cum e bine să înțelegem că e o întreprindere socială? Adică ce ne duce acolo? Vei fi întâmpinat de colegii de la bar și de colegele de la bar care te vor îndemna să până te hotărăști ce vrei să mănânci, să bei un pahar de apă, deoarece apa este gratis și care îți va spune că pentru că apa e un drept în Constituția noastră, noi nu putem pune un preț asupra apei, nu putem pune un preț asupra unui drept și vei vedea, practic, sunt semne în tot interiorul cuibului, începând de la magazin până la afișe, până la toate cauzele pe care le facem noi acolo, care te vor face să întrebi, ok, ce este special aici? De cele mai multe ori, cei care ne trec pragul întreabă, dar de ce aveți numai asta? Sau de ce aveți chestia aia acolo? Sau nu înțeleg ce-i cu evenimentul ăla? Și imediat află povestea cuibului. Așadar... Iar eu sunt acolo non-stop, deci... Da, dacă nu află, e posibil să trec eu pe la masă să pun o întrebare dacă a fost bun sau ceva și să... spun și povestea localului. Practic, fiecare vizită acolo este o experiență în sine și pleacă fiecare cu câte ceva, poate pe termen lung, măcar o idee de a face mai bine pentru el, pentru ceilalți. Așadar, CUIB, Centrul Urban de Inițiative Bune, la 10 ani, sărbătorește în mare fel în aceste 10 zile un gând așa foarte, foarte scurt, că am ajuns la final, de viitor. Gândul nostru de viitor este să mărim comunitatea de membri și am început deja să gândim o strategie din acest punct de vedere, să ne apropiem poate și mai mult de instituții care ar putea învăța de la principiile noastre și să arătăm că împreună o altă lume este posibilă. Mulțumesc, Cristina Căpitănița, membru al Asociației Mai Bine și administratorul CUIB. Mulțumesc și eu. Să ne revedem și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, atât pentru săptămâna aceasta. O seară frumoasă!